Fiecare om își vede întotdeauna interesul propriu. Fie că face acest lucru într-o manieră directă, fie o face mai voalat. Nu crezi? Fii mai atent. Oamenii vor încerca întotdeauna să facă în așa fel încât să le fie lor bine, atât ca rezultat al acțiunilor proprii, cât și prin influențarea celorlalți. De asemenea, oamenii aplică dubla măsură. Adică ție-ți cer să fii într-un fel anume sau să faci anumite lucruri pentru ei, inclusiv să fii sincer, să fii de încredere, să nu înșeli, să faci compromisuri pentru binele lor și așa mai departe. Însă atunci când ei au un interes sau conjunctura este de o anumită natură, ei vor face exact opusul. Pe tine nu te vor ierta dacă îi trădezi. Însă își găsesc scuze și justificări atunci când ei o fac. Ceea ce se aplică la propria lor persoană nu se aplică și la alții. Desigur, există și oameni care au o verticalitate interioară intrinsecă pe care și-au dezvoltat-o în evoluția lor personală și se comportă ecologic, adică își stabilesc limite și granițe clare de interacțiune cu cei din jur și da, își văd interesul propriu, dar țin cont și de binele celor din jur. Devino o astfel de persoană și caută să te înconjori cu cei care sunt ca tine.